Bine ați venit la Stax TV, un nou episod din OMV Autocross Challenge. De data asta l-avem invitat pe Tudor Bratu, fă-ți treaba liniștit, că eu trebuie să mai zic de sponsor de așa. Le mulțumim celor de la OMV care ne susțin și în acest an, în al doilea an de competiție pentru vedete. Poate la anul facem ceva mai nebunesc, mi-aș dori eu. Le mulțumim celor de la Textar România și BMW România. Trecând... Da. Nu, asta e Yamaha. Uite ce trupe am, fii atent. Dar ce te joci aici? Call of Dragons. Call of Dragons, ok. Da, asta te joci. E cu femei. E cu... Da. Salut, bine ai venit, Tudor Bratu, șeful la TikTok. El e șeful la TikTok. Cum e să fii șeful la TikTok? E bine? Încă nu sunt șeful. Nu e șeful la TikTok? Pe România, măcar? Pe România sunt, pe auto. Ești. Pe România, șeful la TikTok. Bagă multe acolo și zice multe. Da, o postare pe zi. Așa e, asta e regulă? Orice ar fi, o postare pe zi. Ok. Auzi, da. Nu, ăla nu e de la burtă, e de la arici. Ariciul din buzunare s-a mutat la burtă și nu mai ține ăsta. Nici la mine nu ține, vezi? Nu ține. Asta e că e mai știucar, așa, vezi? Da, mă, păi e șmecherie. Mergem cu ele desfăcute noi, nu? Așa. Știi ce ai de făcut? Da, alergăm pentru centura de siguranță. Asta ca semn, așa că... Alergăm? Lema, you know? Alergi, te urci în mașină, pui centura, pui contactul, nu știu ce nebunie. E contratimp, e o probă și asta îți dau niște puncte. Asta facem ca să conștientizeze oamenii că centura de siguranță salvează vieți. Așa este, sunt de acord. Dacă e pentru centura, pentru asta, alerg, pentru tine asta. Nu. Păi nu pentru mine, Doamne ferește, nici nu m-am gândit că pentru mine. Pentru centura de siguranță, ca oamenii să conștientizeze că nu este o prostie, că porți centura de siguranță, nu ești inferior, nu ești mai șmecher dacă nu o porți, nu. Este pur și simplu pentru sănătatea ta și... Păcălici, da, centru. Vreau să-ți arăt ceva. Arată-mi, te rog. Vreau să-ți arăt ceva. Am scris dimineața o știre, da? Pe pagina mea de Facebook. Da. De TikTok. Eu te urmăresc. Fii atent, am scris o știre. Am văzut, aia cu Peugeot? Nu, nu cu Peugeot, cu curbat. Toyota. Da? Cu Toyota, cu Lexus, de fapt, care da. În pozele de presă... N-am văzut asta. În pozele de presă, da? Cu interiorul... Da? Ce? Schimbătorul? A, centura e pusă în spatele scaunului, incredibil. Adică e centura pusă ca să nu mai fie. E centura pusă, da, de astea sunt pozele de presă. De ce au crezi greșit. Că au făcut asta? De ce au făcut asta? Au greșit. De ce au greșit. Au greșit, nu? Da. A pus-o unul să nu mai piuie. Când am mutat-o pe acolo, da. Și am uitat-o. Da. Putea un Photoshop să o scoată măcar. Dar nu și-au dat seama, nu contează. Mulți vă puțin cunosc. Știi ce a comentat un om? Mm. Stai așa că citesc exact ca te să rog. Nu zic. Poza cu centura e special pentru România. Corect. Bă, se poate. Deci puteți să o lăsați acolo ca să mai piue. Eu le spun oamenilor că la orice mașină de asta mai nouă se poate din tester anula acea sonerie. Deci dacă tot nu vreți să o purtați, măcar faceți-o în mod normal. Nu, dar o purtăm. Pune-n o centură. Purtăm pentru că și în spate neapărat. Degeaba purtați în față dacă cei din spate nu o poartă. Și așa mai departe, dar nu are rost să vă plictisim. Yamaha, 1000 de centimetri, 3 pistoane, cutie, facem 120 de cai. Chile 900, e în viteză acum, da, mergem spate, avem Joker, avem, știi... Ce, maica Joker? Adică într-unul din cele 5 tururi ne alegem un alt traseu, ăla pe care l-ai făcut, sper, și l-ai urcat. L-ai urcat? Da. Ăla e Jokerul. Și de unde știu când e Jokerul? Când vrei tu, într-unul din cele 5 tururi, îți alegi traseul. Dacă nu vrei să faci Jokerul, te penalizezi. Un adică minut. Eu în 5... Da, dar tu, eu merg cu tine în mașinuță ture, face și stăm mașina, de vorbă. Tururi face șoferul. Da, așa. Da. Asta nici nu e mașină, e UTV. N-are importanță, mă, detalii, mă, nu intră nimeni în detaliile gata, okay, astea. Bun, facem. Hai să alergăm. Gata, hai să alerg. Ești gata, Marius? Stai așa, că n-am înțeles. Deci, alegi deci... de acolo, te urci în asta, pui centura, când faci centura, clic, am oprit timpul. Ai înțeles? Și dacă n-auzi clicul? Îl aud eu, nu trebuie să-l auzi tu. Bine. Hai. 3, 2, 1, start! Hai că alergi, alergi! Alegi, trebuie să te și oprești. Trebuie să te și oprești. Hei! Hai că ești bine, ești bine, ești bine. E, aici nu-i cu grabă, știi, nu? Nu-i cu grabă, nu-i cu grabă, nu-i cu grabă! Nu-i cu grabă, ia-o încet. Clic! Clic! Gata, avem timp. În primul rând, de unde se deschide ușa, mă? Aici, uite. Interior. Trebuie să aveți toate aceste detalii, să le luați, să le știți. Pornește. Să pornesc? Da, da, da. Poze cu tine pe Instagram. Am căutat, de mi-a venit rău. Ești nebun? Sunt doar cu mașină. Păi asta zic, pune cu tine. Nu. Fac-o. Ai băgat-o? Da. Ești sigur? Da. Ești pregătit? 3,
2, bine, 3, 2, 1, start! E, te grăbește, a? Nu. Așa. Snapchat ai? Ai fost inferior. N-ai Snapchat? Nu! De ce? Am 40 de ani, frate. Ai 40 de ani? Da. Înainte. Mersi la fel. Și nu Instagram dacă tot ai 40 de ani? Ce? De ce TikTok și nu Instagram dacă tot ai 40 de ani? Am și Instagram, uite. Ai și Instagram? De ce Mercedes și nu BMW? De ce Mercedes și nu BMW? Fii atent. Sunt foarte atent. Zic acum. Ia. BMW-ul. Deci să înțeleg că așa. Prefer eleganța lui Mercedes. Eu cum, nu știu, când conduc un Mercedes-Benz, da, e bine să merg mai calm, mai cum sunt eu, decât atunci când conduc un BMW care mă inspiră la, la să ne răsturnăm aici. Da, n-aș vrea să ne răsturnăm aici, dar... Am glumit, gata, hai că las. Nu, mergi cum vrei. A reușit să deschidă portbagajul la Mercedes Balena. Da! Se scoate un fier, o placă de fier din fața scaunului pasagerului. După care se pune acolo cu un șurub ăla de dai curent. Da. Și pe ușă. Uite, mă, cu a cincea, bă, ești nebun. N-are nimic, mă, mergi cum vrei tu la consum. Mergem la consum. Nu ne grăbim. Și dai curent pe acolo și dai, abia după aia se deschide. Ok. Cineva te întreabă dacă poți conduce la viteză mică. Cum adică? Adică dacă poți merge și încet, cred. Probabil oamenii cred despre tine că ești... Păi nu vezi cât de ce merge, frate! Eu văd, mie îmi convine, eu de-aia te invit că stau relaxat. Care a fost cea mai faină mașină testată? Aoleu, cum găsești? Sunt atât de multe, e greu să găsești una, dar... Cea mai faină mașină testată, zi-mi. Asta? Dar nu-i mașină, zi-te-o! Corectează-mă! UTF, domne! Nu, mă, cea mai faină mașină! Te întreabă cineva dacă ești gelos. L-ai văzut pe Marius, da? Da. Ai ținut minte, da? Da. Te întreabă cineva dacă ești gelos pe Ciurcea. Că el știe să conducă. Da, frate. Da. Poate Balena Mercedes timp mai bun pe circuitul ăsta decât Yamaha asta. Nu, ha? Că e Balena mea. E Balena ta. Dacă era Balena lui Daniel, sigur scoate. Ok, de ce nu își face profil de Facebook comun Ciurcea și Bratul, că oricum nu știe nimeni care e care. Ați avut, dar nu mai e care. Pleacă Hamilton de la Mercedes AMG la Petronas? Nu știam că există două Mercedes. Da! Eu nu știam, dar în sfârșit. Ok. Oh. A, facem asta. Bravo, mă! Ai dat antoia? Ești cu antoia? Pe drept, aici am fost. Eu spune în frână că trebuie să iei în stânga. Ia-o în stânga, ia-o în stânga, chiar dacă nu vezi. Ușor, ușor, pe aici. Și aici tot stânga, în scurt. Asta a fost. Gazul pe ea. Gazul pe ea. Asta e, asta e. Cine zicea, mă, că merge bratul încet? Nu merge încet. Ia-o, las! O, ce părere are despre suspensiile pe pernă la o mașină modificată? Care? Suspensiile pe pernă la o mașină modificată, asta e mai. Ce părere ai de E-Ride? Mi se pare una dintre cele mai frumoase lucruri, una dintre cele mai frumoase lucruri pe care poți să le faci la o mașină veche. Și o să-mi fac și eu o mașină cu Airline. Mamă, atenție, vine bratul în lumea pasionaților de mașini. Nu, dar nu fac mișcate. Serios,
Foarte bine. Pot să zic și ce vreau să fac. Ce? Postupra. Ma. Așa e un când ești șeful la TikTok. Câte tururi mai avem? Nu știu. Ha? Nu știu. Nu știu. Cred că ăsta e al treilea sau al patrulea. Mă uit la timp. Și este al treilea, cred. Hai facem multă. Să fie bine, să nu fie rău. A, așa. Motoarea aspirate sau turbo? Turbo. Turbo, ok. Ce opțiune contemporană și-ar dori neapărat pe mașina lui? Contemporană? Da. Adică, situr. O opțiune din zilele noastre. De la o mașină nouă ți-ai dori-o pe balenă. Pe mașina mea? Da. Creierul meu e în altă parte. Da, prieten. Ia. FRC Tapi. Îți place cu inferioarele aici? Ce? Da? Da, știi ce aș vrea, frate? Ecranul ăla de la BMW Serie 7. Ăla e și în spate. Ce părere ai despre ultimul BMW Serie 5 apărut? Nu pot să spun că ăla e un BMW Serie 5. Deci nu te dă pe spate. Mai am una? Da. De la ce vârstă poți să mergi pe asta aici? De la orice vârstă, n-ai nevoie de permis. De ce te ataci pe Insta la comentarii? Ce? De ce te ataci pe Instagram la comentarii? Dacă mă întrebi asta, înseamnă că mi-ai zis niște tâmpenii și m-am atacat la tâmpenile tale. La ale mele? Nu, e părerea, spunea omului. Înțeles, ok. Care este ultimul eveniment auto la care ai participat? Asta! Stai că aici e una în care ai fost hater. De ce a fost hater la review-ul cu Typer acum câțiva ani? A fost ca pe profesional. Ai fost hater tu. Asta e părerea lui și stricta lui. Ok. O părere din multe păreri. Da. Ai mers vreodată la off-road? Da. Am fost și... Ai fost și la Dakar? Caravane, la Dakar pe margine. Pe margine? Am fost la off-road, am mers în, pe probe ușoare de off-road. Foarte bine, tată. Foarte bine. Acum e ultimul tur. Ne oprim la garduri acolo. Frână, da, e tare. Tare, frână. Ia mă, vezi, ia uite ca la Dakar. Băga mea. Ca la Dakar. Oh, da. Cum a fost? 736. Îl țineai pe suflet. L-aveai pe suflet. Trebuia să scap de povara asta. De ce, mă, de ce știi când ai fost hater, când nu știu ce, balena alea, eu 736. Da, mă, e greu să răspunzi și la întrebări, să te concentrezi, să dai răspunsuri, să și conduci, să ții minte și cifre, să e greu. Îmi place. Ți-a plăcut? Da. Mă bucur. Asta îmi place e foarte contează. Mult. Da? Mulțumesc mult. Cu drag. Foarte mult. Te mai așteptăm și la anul, foarte când frumos. O să fie și mai tare, și mai mare, și mai mulți, foarte și mașini mai tari, și experiențe noi. E tare rău. Da. Da. Mă bucur că ți-a plăcut, mă bucur că... Ai venit și ai participat și că ne-ai răspuns și la întrebări, așa cât ai putut și cât s-a putut și cât am putut eu să ți le zic la ureche acolo, că e gălăgie mare, în mașină. Am mers bine. Ai mers bine. Ai mers foarte bine. Ca și te timp. Ia valul așa cu te asta. Te ia, nu? Ia că e frumos așa și... Da, ochelarii ți-ai pus sau nu mai știu? Da, am pus ochelarii. Păi nu poți să mergi. Nu poți? Nu poți să și mergi. S-au mers, mai au plâns. Mai avem și treaba azi. Da, mai avem și oricum acum mă duc acasă și mă duc plâns. La unde ai fost? Am fost să mă dau un off-road. Și plângi? Deci unde ai fost? Da, cum e, mă duc plâns, ești vreo păi să... te duci, dai de seama. Ce ai plâns? N-am vrut să mă la muncă azi. Okay, ziua, mă duc la un off-road la asta și o să zic că după aia... Minți. De ce plângi? De ce plângi? Dar cu cine ai fost? Te-a părăsit?
V-ați certat? Păi ăsta a fost materialul, vă mulțumesc, mulțumesc sponsorilor OMV Techstar și BMW. Nu uitați de share, like și subscribe. Și dacă am uitat eu lucrurile, mai scriem și în descriere. Ești cu GT2 cu ăștia? Da, pe avem. BMW? Da. BMW, da, știu. Mâncăm, uite. Mâncăm de la uite. Foa. Mamă, frate, hai de frate, fighter man. Ăsta a fost episodul.